Domnule viceprimar, proiectul Digitaliada a ajuns și în școala gimnazială Luna de Sus. Ce ne puteți spune despre acest lucru? În primul rând, bună ziua, mă bucur foarte tare că a ajuns acest proiect în școala gimnazială din Luna de Sus, pentru că copiii care sunt elevii acestei școli au șansa să experimenteze și chiar să fie introduși în tot ceea ce înseamnă mediul digital, pentru că probabil viitorul așa va fi, digital, și sigur nu vor iubi dosarele cu șine. În luna septembrie a avut loc lansarea oficială a proiectului în școala în care ne aflăm acum. Cum a fost acea activitate? A fost o activitate de bun augur în care am avut plăcerea, alături de echipa de implementare a proiectului, alături de doamna director, să particip la această deschidere oficială, împreună cu alți câțiva colegi din cadrul primăriei și din Consiliul Local, și am avut chiar plăcerea, oportunitatea, șansa de a experimenta ceea ce urmează copiii să învețe, și anume să participăm propriu zis la folosirea materialelor care fac subiectul acestui proiect, și chiar a fost o experiență deosebit de interesantă. Am văzut că sunt lucruri modulare care pot fi aplicate în toate domeniile activității școlare și de ce nu să se poată construi pe asta un viitor în învățământ bazat pe digitalizare. Școala gimnazială are, odată cu proiectul Digitaliada, instrumente digitale pe care poate nu le au școli din mediul urban. Cum vedeți acest lucru? Mă bucur că avem aici, îmi pare rău că sunt școli din mediul urban care nu au aceste instrumente. Aș dori foarte mult ca aceste instrumente să apară peste tot, atât în mediul rural cât și în cel urban, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, tehnologia este ceva care vine peste noi, ne va copleși și probabil că va trebui, de fapt nu probabil, sigur va trebui să ne adaptăm acestei schimbări și la rândul nostru trebuie să pregătim generația tânără, inclusiv generația mea, pentru digitalizare, pentru a putea comunica. Trăim în epoca vitezei și sunt lucruri care, învățându-le de pe băncile școlii, probabil că o să le ușureze și nouă la fel munca în viitor, existența de zi cu zi, și e un lucru bun care trebuie să se întâmple, repet, atât în mediul rural cât și în cel urban.